și treci mai departe. Mă numesc Giurca Adrian, am 25 de ani și sunt din Slatina. Am mai participat, nu este prima oară, este chiar a treia oară. Am căscat. Mă apuc eu în căscat în timp ce cânt. Vin față de anii trecuți, cu mai multă atitudine, mai multă încredere în mine și, bineînțeles, vocea. De unde e tu poza asta cu Delia? Eu nu am. E, o găsești pe net, spun eu. Așa? Da. Și ea? Suntem pregătiți, vrem să ne luăm revanșa. Venim cu mai multă ambiție, cu voce și cu atitudine. Dar de ce vorbești la plural? Sunteți mai mulți? Venim în sensul că... Cum e echipa Steaua? Da, ca la persoana întâi. Venim. Ne vedem, venim. Îmi doresc foarte mult să trec mai departe de data aceasta. Am muncit foarte mult pentru acest concurs și sper să iasă totul bine. Intrăm în curând pe scenă, încercăm să facem show. Promitem să facem show. Mai ales să o impresionăm pe Delia, pentru că asta e cel mai important la X Factor. 3, 2, 1. Aplauze! Bună seara! Hai, hello. Și bine v-am găsit! Bună seara și bine ai venit! Seara! Ce faceți? Mă bucur foarte mult să vă văd, mai ales în noua formulă. Așa? Salut, Sergiu! Respect, la Dreams! Delia se simte deja mult mai bine. Nu, ideea e că atât de greu mi-am dat seama că eu, pentru că am obișnuit să mă privesc, cât mi se părea ceva firesc să văd. Și mi-am dat seama târziu că eu sunt acolo, știi? Spune-mi o chestie, de ce ți-ai pus-o pe Delia pe tricou? De ce nu l-ai pus pe Ștefan? Că... Sau pe Brenciu, nu intra? Sincer să fiu, mi-aș fi dorit ca pe acest tricou să fi fost toți patru. Și? Cum spuneam. Nu încăpeau. Însă, se pare că... Delia este singurul personaj feminin din acest juriu. Se pare. Se pare. Ai dreptate. Se știe că Delia este singurul personaj feminin. Dar știi că ai dreptate? La fel de suplu poate să fie și Ștefan. Eu, într-adevăr, cu trupul meu de urs, numai sexy nu pot fi. Asta e adevărat. Doamnelor și domnilor, Adrian Florin din Slatina. 3, 2, 1... Acțiune! Ia! Yeah. X-Factor, dacă ești aici, vreau să o multă gălăgie pentru Carlos Dreams! Aoleu, cântă piesa lui? Da, sunt de la mea. Ce a venit cu tricou cu Delia și cântă Carlos Dreams? Țin cu vorbe, mi-a aflat secrete și ca un hoț a intrat sub pielea mea și tot vreme fete, fetele cochetele. Nu mai pot, dar tu da, sub pielea mea și știi. Eu te rog să nu faci prostii, eu nu-ți prost, dar mă tem cumva. De tine, de mine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Oh, eroină, oh, oh, eroină, oh, eroină mea. Tu să nu-mi dai iubire. Trebuie să-l opresc eu. La matale ce ai? Nu poți să ridici mâna? Tu ai mai multă credibilitate. Ție ți-e milă? Ți-e milă, nu? Ți-e milă? Nu. Băi, ba da. Îmi place când îl oprești pe mai. Ce șmecheră ești tu? Lasă să-i cânte piesa omului. Eroină, oh, oh, eroină, oh, eroină mea. Mulțumesc, X-Factor! Hop, hop. Și pentru că tot am cântat acest super hit, dacă îmi permiteți, aș vrea să cânt puțin refren de la Acele, pentru că este piesa mea preferată. Dă-i dreptul la ce? Aș avea nevoie de puțină apă, dacă se poate. Chiar da, pe naiba, asta e bună! Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Toria! Apreciez! Nu. Gentleman, ca de obicei! Da, nu, vreau să cânt. Ce bine vă stă! Da, vezi cum dă... Deci, e ca și când aș sta cu tine, la fel de suple și el. Deci, fie aici. Vreau să... Atitudine. Despre asta e vorba, atitudine. Lui Sergi îi place atitudine. Arată-i câțiva din pașii tăi de dam. O să arată atitudine. O să sar și dincolo de pârle astea. Și dacă te duci la Ștefan, eu nu știu care dintre voi e bănică. Hai. Da. Hai, arată-i cât... Dacă cântăm împreună în seara aceasta a capela de la Acele. A capela! Să auzim. Acele tale îmi fac tatu sub piele, schimbă sângele-n vene și-aș vrea să îmbătrânim în doi. Acele tale îmi fac tatu sub piele, schimbă sângele-n vene și-aș vrea să îmbătrânim în doi. Mulțumesc foarte mult! Mă iubesc! Eu am auzit multe cover-uri la Superea mea sau reinterpretări.
Au fost câteva chiar bune. Asta nu e una din ele. Elegant. O, mă, e politicos. A fost rău. Rău, rău. Ok. Rău, rău, rău și atât, nu rău, rău. Răspunsul meu pentru tine astăzi seară, din păcate, este nu. Răspunsul meu este nu în acest format. Răspunsul nostru nu poate decât să te impulsioneze spre viitor. Nu cu dragoste! La mulți ani! Nu este nicio problemă. Aș avea o rugăminte dacă da. Tot am ajuns până aici. Ai și tricou cu bănică? Aș fi să fac o poză cu Delia și cu Sergio. Vino în coace. Eu îți fac poza. Mi s-a părut așa un admirator al lui Sergio care a venit așa să-i cânte lui ceva așa. Stai așa, iartă-mă că mă văd eu acum. Brenciu, așa, 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 Ștefane. Ștefane? Nu era de X-Factor, adică nu era nici măcar de a trece prima fază. De-aia am dat nu. Ți-am zis, nu e rău, rău, e doar rău. O seară plăcută. Dacă era rău, bă, pe bune, hai să... E cazul să fim mai drastici un pic. Pe bune, prea suntem mironos. Suntem, și că suntem aici. Hai să facem o poză repede. Hai, foarte, foarte repede. Nu, 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 tu ești din cadru puțin, că vreau să fac dorim pe Zvan. Ți-a tremurat mâna pe telefon, e clar, ai avut emoții. Hai să vedem. Poate fi și acest tricou de vină, mă gândesc, pentru că poate ceilalți trei au considerat că am venit doar pentru Delia la acest concurs și nu pentru toți patru. Hai mă, pe bune, nu contează, pe bune, am sesizat foarte greu, adică nu asta e... Și am trecut deja de... adică... Bune, nu-s așa narcisistă.